Ținutul neamțului este locul în care legendele se întrepătrund cu poezia, iar credința cu natura. Ospitalitatea oamenilor și gastronomia zonei întregesc identitatea acestor meleaguri. Pregătește-te! Începe România via Vens. inima ținutului neamțului se află muntele Ceahlău, un uriaș cu frunte în soare, după cum îl descria Alexandru Vlahuță. Frumusețea naturii este oglindită în apele de argint ale lacului Izvorul Muntelui, iar iubitorii naturii pot străbate spectaculoasele chei ale Bicazului, cu o lungime de 35 de kilometri. Cei pasionați de istorie pot descoperi vestita cetate a neamțului, ridicată pe vremea cruciadelor. La toate acestea se adaugă Parcul Național Vânători Neamți, unde au fost filmate scene din filmele Frații Deri sau Ștefan cel Mare. Tot în Ținutul Neamțului găsim codrii de aramă și pădurea de argint cântate de Mihai Eminescu o atracție deosebită este rezervația de zimbri Dragoș care îi adăpostește pe acești uriași ai carpaților. De văzut neapărat sunt și mănăstirile Agapia, pictată în interior de Nicolae Grigorescu, Văratec, cea mai mare mănăstire de maici din România, și Neamț, cea mai veche din țara Moldovei, unde se află una dintre cele mai vechi biblioteci mănăstirești. Călătorului îi șade bine cu drumul, însă și cu popasul. Pentru a descoperi frumusețea străveche a ținutului neamțului, îți propunem să dormi într-un muzeu. La 10 km de Târgu Neamț, în comuna Petricani, descoperim pensiunea Popa Muzeum de la Târpești. Acesta este un adevărat muzeu privat, rodul muncii celebrului artist popular Nicolae Popa, care a strâns peste 3.000 de exponate. La intrare, vei fi întâmpinat de o poartă semeață sculptată chiar de Nicolae Popa. Pensiunea este amenajată într-o clădire veche, camerele sunt mari și confortabile, mobilate diferit și cu gust. Unele au stil baroc francez sau neobizantin, baroc austriac sau Ludovic al XV-lea. După ce explorăm complexul muzeal, îți propunem o incursiune în lumea fabuloasă a copilăriei. Casa memorială Ion Creangă cu parcul tematic și personajele din poveștile lui și cetatea neamțului, construită de domnitorul Petru Mușat, sunt repere de neocolit. Cetatea a fost restaurată și și-a regăsit semeția de odinioară. În acest cuib de vulturi au fost amenajate 21 de încăperi, printre care sala de sfat și judecată, sala armelor sau închisoarea. Spre casă, ți se așterne înainte un traseu foarte pitoresc, Târgu Neamț, lacul Izvorul Muntelui și Cheile Bicazului. Pe acest traseu o să te bucuri din plin de spectacolul naturii și de modul în care omul a reușit să o îmblânzească. Dacă ai nevoie de reculegere și binecuvântare, poți poposi la mănăstirile Sihăstrie, Secu, Petru Vodă sau Sihla. Te invităm să descoperi și alte locuri deosebite din România, pentru că frumusețea nu este doar în ochii privitorului. Descoperă România viavens.